unboxing și review unui dispozitiv de extragere a punctelor negre, acne, grăsime și nu știu ce alte impurități se mai găsesc pe piele. Este un singur aparat, am două cutii pentru că am văzut eu că am două culori și am zis să le prezint pe amândouă. În cutie vom găsi instrucțiuni de utilizare, care... și avem aici un dita mai. Gata stiful. Da. Dispozitivul propriu-zis și trei alte guri de absorbție, dacă pot să le spun așa. Cablul de încărcare, pentru că acesta este cu acumulator, nu este pe baterii și poate fi reîncărcat cu orice alimentator pentru telefon mobil. Și mai avem aici 5 bureței, sunt niște filtre acestea, pentru aici sunt reținute impuritățile din piele. Da? O să vă arăt imediat că dispozitivul are chiar lângă aspirator acolo un astfel de filtru și tot ce extrage, toate impuritățile care sunt extrase din piele vor rămâne în acești bureței. Acesta este dispozitivul propriu-zis. Tragem din fundul. Acesta este, așa arată. Acesta este capul care poate fi schimbat și pur și simplu le extragem. Are aici o garnitură de cauciuc și mai avem una de rezervă. Uitați-o aici, în punguță. Da? Iar filtrul de care vă vorbeam, acel burețel, se află aici. Da? Îl putem observa. Montăm la loc capul ăsta de absorție, un pic prin înfiletare, da? Și este pregătit. Are mai multe viteze, aceasta este prima treaptă și se aude, îl apropii de microfon, da? Se aude și se și vede. Trebuie să-l mișcăm în permanență, să nu absorbem într-o singură zonă și se va folosi doar pe față, după părerea mea, și preferabil dezinfectat de fiecare dată înainte de a-l folosi, din motive de igienă. Aceasta este prima treaptă, a doua treaptă, a treia treaptă. El de fiecare dată când acționăm butonul acesta de power, licăre de atâtea ori decât în treapta în care se află. Da? Acum va licări de 4 ori, pentru că e în treapta 4, și va licări de 5 ori, pentru că este în treapta 5. Și a 6-a treaptă este practic power off. Este un dispozitiv foarte util și dacă trebuie să vă obișnuiți cum să-l folosiți ca să vă fie de folos. Curăță piele. Astea sunt capetele de schimb. Hai să-l punem pe el la loc ca să vă pot arăta mai în detaliu. Acesta este cu o zonă de, cum îi spune, de exfoliere. N-ar avea aici ceva. Aceasta este un alt model. Sincer, nu știu la ce. Că, de fapt, ne explică în instrucțiuni acolo pentru ce întrebuințare are fiecare nouă pălinie din asta. Dar eu n-am folosit decât cea principală. Iar sub acesta nu se mai găsește nimic. Da, e cu cea aia. După cum vă spuneam, aici, da? Avem utilizarea tuturor celor trei capete. Patru, de fapt. Uitați-l și pe al patrulea acolo jos. Da? Fiecare, cât cum
În ce fel? Dacă tot le-am luat pe ambele, hai să-l desfacem și pe ăsta. Da? Și singura diferență, de asemenea există punguța acolo. Astea, instrucțiunile sunt aceleași. Singura diferență e că aparatul ăsta e alb. Da? Nu e roz, este alb. Așa arată, sunt identice. Vine doar de gust. Unei persoane o să-i placă ăsta, celelalte ăsta, alb. Dar funcțional nu e nicio diferență între ele. Cam atât aș putea spune despre ele. Eu am vrut mai mult să vă arăt ce se găsește în pachet și să vedeți gen pe piele cum absorbe.